Primarul comunei Timișene, Remedia Mare, Ilie Golubov, face o analiză a celor 16 ani de când este primar al localității. Edilul spune că împreună cu echipa din primăria Remedia Mare a reușit de-a lungul anilor să-i dea o nouă față comunei, dar și satului Ianova. De 16 ani, da, de 16 ani muncim cot la cot toți care suntem angajați, consilieri local, știe ce, toată lumea ce a fost acum 16 ani și ce este. Vreau să spun în primul rând școlile, cum au fost acum 16 ani, căminele și toate construcțiile care erau deplorabile. Lumea știe și a văzut. Am mai pus, având în vedere și pe postări pe Facebook, nu vorbim, nu vreau să mă laud. Vreau să mă laude și să spună oamenii că s-a realizat. În primul rând, nu a fost asfalt în comună, nu a fost apă în comună, nu a fost gaz în Ianova, nu au fost capele în comună, s-au realizat capele, s-au realizat corpuri de școală noi, școala Remedia Mare, corp nou de școală, poliția comunei Remedia, unde este sediul nou făcut, terenurile de sport sintetice, parcurile. Nu vreau să spun am făcut eu, nu, da, pe mandatele mele s-au făcut. Nu vreau nimic să se însușească, să spună cetățenii, da, a făcut Golubov, da, pe mandaturile lui Golubov s-au făcut împreună cu consiliile locale, împreună cu colegii, împreună cu banii publici sau banii veniți din alte părți. Nu vreau să iau laurii, să mă ridic în slăvi pe spatele altora, vreau să mă ridic și să vadă, să mă laude cetățenii. Eu le mulțumesc cetățenilor comunei și pe calea dumneavoastră în virtutea că știu fiecare cum se umbla în comună. Nu vreau să spun nici în Remedia și nici în Ianova. Nu a fost asfalt. Acum 90% în afară de cartierele și puzurile noi s-au asfaltat. S-au introdus energia electrică în puzurile noi. Da, nu s-au asfaltat puzurile noi deoarece haideți să o dăm pe a dreaptă, să nu cotim sau să nu umblăm, să spunem, da, eu am făcut să mă bat cu cărămida în piept, dar nu se poate face în puzurile private ca să le asfaltez la cetățeni, deoarece puzurile private nu poți să faci deturnări de fonduri și să ne batem cu cărămida de piept, că tot eu am făcut. Dar de 16 ani poate să spună și unii cetățeni cu siguranță spun că ceva pentru comuna Remedia Mare totuși s-a realizat. Ilie Golubov va candida și la alegerile din 9 iunie pentru funcția de primar a comunei Remedia Mare.